Sâmbătă 17 octombrie 2009 a avut loc decernarea premiilor Festivalului Nicolae Labiș la Mălin, localitatea natală a poetului, urmată de un recital al laureaților, un spectacol susținut de elevii școlii Nicolae Labiș din Mălin, îndrumați de doamna profesor Maria Crețu și de domnul profesor Puiu Crețu, precum și lansarea cărții Caiete Mălinene, editată de Centrul Cultural Bucovina. Jurul cele de-a 41-a ediție a Festivalului Național de Poezie Nicolae Labiș a acordat marele premiul lui Adrian George Matus din satul Mare. Premiile au fost acordate de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina, secția Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Au mai fost acordate premii în cărți oferite de Primăria Orașului Cernăuți, editura Proema din Baia Mare și Jurnalul Național. Festivalul s-a bucurat de prezența ministrului secretar de stat Vasile Timiș de la Ministerul Culturii și de profesoara Margareta Labiș, sora poetului.